Dar să și vorbim despre asta, pentru că dacă nu vorbești despre asta, dacă nu retrăiești fiecare clipă, ea trece într-o secundă și nu rămâi decât cu un gol imens și cu știrile de la TV. Pentru că eu și Denis semănăm, pentru că și eu am chef să fac ceva ce n-am mai făcut, pentru că mă plictisesc îngrozitor! Natasha Rab s-a născut la Huedin pe 15 iulie 1953. A copilărit la Cluj, unde s-a și îndrăgostit prima dată de actorie, ascultând teatru radiofonic. A crescut împreună cu fratele ei mai mic într-o familie iubitoare în care toată lumea cânta. Mama, o femeie extrem de frumoasă, o ducea pe Natasha deseori la cinema. Mă voiesc să fac pasul, mă resemnesc, sunt gata. Dacă consimțământul ăsta o împăcat, dar spune ei bine, fie atunci. Poate mai rău pentru acela mai mă zice, dar ce fără de legea, ea nu trecea la și nu am mea păcatul. Teatrul Marin Sorescu din Craiova este un teatru de elită, un teatru cu tradiție, unde Natasha a ales să rămână și să facă meseria care, de fapt, e visul vieții ei, pentru care a știut să lupte ca să-l vadă împlinit. Domnule ambasador, nu-mi place ca cineva să-și bată joc de mine. În loc să-mi debitați măgările, mi-a luat mai bine mergeți și să-l bată din acolo, din ruinele de-a tălui, așa friptă cum e! Nu